35 de blocuri au fost afectate de întreruperea furnizării agentului termic. Totuși, pentru ca intervalul în care oamenii stau fără căldură să nu fie prea mare, muncitorii termici a distribuției Năvodari au lucrat aproape non-stop. Am încercat de la momentul opririi să limităm cât mai mult cu putință perioada de oprire și în această cauză am și lucrat aseară până la ora 23:30. N-am reușit să finalizăm aseară. Vestea bună este că, după ce s-a lucrat la foc continuu, se preconizează ca avaria să fie finalizată în jurul orei 14. Tot atunci va începe furnizarea încălzirii și apei calde către blocurile afectate, cele din zona sud a orașului. Dacă pentru înlocuirea parțială a conductei nu se lua decizia întreruperii apei și căldurii, se riscau pierderi de 40 de tone apă pe oră. Termica Distribuție Năvodari își cere scuze față de abonații afectați.